Elena Manciu, acum la o seară perfectă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Așa, v-am admirat în acest videoclip filmat împreună cu soțul dumneavoastră. Desigur. Ați făcut așa un fel de poveste de dragoste acolo. O poveste de dragoste, da. Specială. Special. A acceptat ușor? Da, soțul, foarte da? Ușor. A fost, da. Nu era operat. Nevoie să căutăm actori. Actori, așa. Înseamnă că și eu vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult de susținere și de grijă pe care o purtați pieselor mele, că aș zice eu, un cântec este ca un copil și trebuie să ai grijă și dragoste și susținere pentru el. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru grija care mi-o purtați pentru copiii mei, care este muzica mea, aș zice eu, este respirația mea. Ea se ține de mine și eu mă țin de ea. Foarte frumoasă relație. Așa e cu copiii, se țin așa de noi. Bun. Cu ce ocazie a fost făcută piesa asta? A fost făcută chiar de ziua dumneavoastră sau așa v-ați dorit să faceți nu, o piesă? Chiar de ziua mea și s-a întâmplat așa foarte, foarte rapid, fiindcă se apropia ziua mea de naștere, aceasta a fost în luna septembrie. Așa. Și Ionel zice, mămica, noi vrem să-ți facem un cadou, dar știu că tu, din toate cadourile, iubești cel mai mult piesele pe care le faci tu și dacă reușești să scrii o piesă, noi facem tot posibilul și să o aducem în dar frații și cu tăticul. Și atunci aceste versuri eu le-am scris undeva cu 2 ani în urmă. Așa. Ele erau la mine acolo în rezervă, dar de fiecare dată eu scriam piese pentru toți oamenii cei dragi, dar pentru mai mine... Mai puțin pentru dumneavoastră. Da, nu am scris niciuna, aceasta este unica piesă care mi este dedicată mie. Și atunci când Ionel a venit cu această propunere, eu am zis că mă întorc la aceste versuri și văd ce se primește. Deci s-a făcut foarte repede, timp de, nu știu, 2 săptămâni, datorită lui Sandu Gorgos, care mereu în întâmpinare și îmi face aranjamentele foarte rapid și vreau să-i mulțumesc și lui pe această cale și desigur și domnului Sergiu Teacă, cu care am lucrat în studio și am o colaborare foarte frumoasă cu ei. Și încă mai târziu mi-a venit mie ideea, zic, în luna noiembrie, noi cu soțul împlinim 38 de ani de căsătorie. Deci și m-am gândit eu că ar fi bine să din ziua dumneavoastră ați făcut o zi și a cuplului. Da, da, da. Și nu am reușit totuși de ziua anunții noastre să să fie gata, da. Da, să fie gata, dar mă bucur nespus de mai mult bine, că într-un final, da, toamna se numără bubocii și la sfârșit de toamnă am reușit să prindem toată frumusețea de afară, frunzele și copacii în toate culorile și florile și a fost o zi așa frumoasă și cu soare, chiar dacă a fost un vânt așa puțin de dimineață, după masă s-a aranjat toate lucrurile așa, cum parcă Dumnezeu special le-a făcut într-așa fel ca să ne fie nouă comod și bine. Și vreau să menționez că am lucrat la acest videoclip cu un domn foarte, foarte apropiat mie, fiindcă eu lucrez împreună cu el în orchestra prezidențială, în afară de muzician, este în orchestră ca muzician, el se mai ocupă și cu așa feluri de a mai face producții video. Așa. Da, și deci iarăși într-un timp foarte scurt am reușit împreună cu el să aducem spre vizionare acest videoclip și vreau să-i mulțumesc foarte mult. Este vorba de Valentin Tănas. Așa. Bun, am aflat toată echipa care a muncit la această piesă și la acest videoclip. Dacă tot ziceați că cumva copiii au fost cei care v-au îndemnat să vă faceți acest cadou, vin sărbătorile acum. Da. Vă întruniți cu toții, reușiți să vă adunați sau nu? Nu reușim să ne adunăm și chiar cât de mult mi-aș fi dorit, nici cum nu se primește, fiindcă... Niciunul dintre ei nu vine acasă? Niciunul dintre ei nu vine acasă. Și nici dumneavoastră nu mergeți? Nici eu nu merg încolo, dar mai am al treilea care este e cu acasă, noi. E acasă, da. E acasă, așa că oricum... va fi trist fără ei, fără nepoței, dar
Avem noroc de rețelele. Sigur că da, socializare. Telefoanele fac minuni da, ziua de azi da, și da. Puteți sta la masă fără să fie chiar. Dar în schimb mi-au promis că la vară vor veni. Recuperează. Au fost și vara aceasta și mă bucur mult fiindcă a fost și Alexandru și Ionel cu familia și Alexandru cu Olga. Deci am avut plăcerea asta ca să stau cu ei vara și sper eu și la vara care vine. Ce să facem? Așa, asta așa. E, da. Asta ei, e. Au și ei o viață, trebuie carieră și așa mai departe se dezvoltă și ei. Cum a fost acest an pentru dumneavoastră? Că mai avem vreun minuțel și aș vrea să facem cumva. Aș vrea să spun că a fost foarte fructuos, foarte rodnic și foarte bogat pentru mine pe plan profesional, fiindcă în afară de ceea ce mai fac eu piesele mele și mai ies pe la televiziune și radio, mai fac muzică și cu orchestra și am reușit în anul acesta chiar să aduc publicului și piese în stil clasic și piese de muzică ușoară. Și acum, spre sfârșit de an, mă bucur de toate rezultatele și toate reușitele pe care le-am obținut întregul an. Mă bucur tare mult să aud că a fost un an plin de reușite și pe final, dacă tot avem Brăduțu aici, ce doriți să vă aducă moșul? Numai nu spuneți cu o piesă. Desigur că piese îmi doresc cât mai multe, dar îmi doresc să am și admiratori mulți ca să poată să le asculte și... Desigur, mi-aș dori și copiii să fie alături de mine în zilele acestea frumoase de sărbătoare. Dar noi ne mulțumim cu ceea ce avem și cu ceea ce ne dă bunul Dumnezeu și, desigur, dacă avem sănătate, le facem pe toate. Poate de unde știu eu, poate și zburăm, eu știu. Poate, mai e ceva până acolo, mai sunt vreo 3-4 săptămâni. Dacă ei nu pot veni la noi, poate cumva reușim noi să mergem acolo. Ce să zic eu. Sănătate multă vă doresc și baftă, aveți și un cadou acolo de la partenerii noștri. Mulțumesc, sărbători frumoase. Mulțumesc, la fel, sănătate și sărbători fericite, vă doresc!